doamnelor și domnilor deputați, bine ați venit în județul nostru. Sunt un mic producător, așa zis, cu 6 hectare de la Dumbrăveni. Mă numesc Lucian Antonescu, un nume cu rezonanță, zic eu. Și nu, să nu zic că din invitatea mea am vrut să fac agricultură, să fac viticultură. Dețin 6 hectare, cum v-ați zis, un hectar jumătate, l-am făcut și reconversie la el. O agricultură foarte randamentală, stropesc pe orice vreme, cu atomizoare, având o suprafață mai mică. Pe data de 30 august, rizlingul meu avea deja 205 zaharină, deci așa un vin foarte bun, era foarte stricat și a trebuit să-l culeg. Și nu am avut unde să vând struguri. Nu am făcut vin. Ce fac eu cu acel vin? Vă pun întrebarea, ce fac cu acel vin? Îl vin frauduros, ferindu-mă de organele statului, sau o să-mi dați posibilitatea să-l vând domnul la Vincol, să plătesc ceva statului sau vreau să intru în legalitate. Nu vreau să mai stau cu stresul că am un vagon jumătate de vin acasă, o să vină vama și să mă caute pe toate butoaiele. Deci ce o să fac? Spuneți-mi și mie pur și simplu ce o să fac. Și de aceeași problemă, toți săranii din zona Dumbrăveni, de unde sunt eu, au aceeași problemă. Și e păcat, domnule președinte, cred că acum ne stă puțin în putere să rezolvăm această problemă. Deci vrem să intrăm în legalitate. Vinul meu are 13 grade, pot merge cu el la orice laborator din țară, fie la Odobești, fie la Cluj, să mi se facă la buletin de analiză și vreau să-l vând. Ori îmi puneți o taxă către primărie, ori să vină o societate comercială să-mi-l cumpere, să plătească TVA la el, să mă pună și pe mine să plătească ceva. Deci nu mai pot trăi sau să-l vând fraudulos. Deci anul trecut am făcut un vagon de vin la fel și l-am vândut, vă spun sincer, pentru nuntă, pentru aia, îl prinde gardă, îl prinde vama, îi dă amendă, îi face dosar penal pentru 300 de litri de vin. Deci nu greșim cu nimic. Haideți să încurajăm un pic producători și să încurajăm munca un pic. Da, bine că n-ați dat, anunț la mica publicitate că vinde suică. Da, păi eram terminați, că ați văzut. E ceva bătaie, numai benzina și organele care au fost acolo, cred că a costat numai dislocarea lor 10 milioane pentru 2 milioane. Trachiul ăla când făcea la Vizantea și acum, ce să vă zic, țăranii sunt disperați și haideți să facem ceva. Deci spuneți-mi și mie, dați-mi și mie răspuns, doamnelor și domnule deputați, dați-mi și mie răspunsul. Deci ce voi face eu cu acest vin pe care l-am produs? L-am acasă, vi-l prezint, l-am dus la laborator, are 13 grade. Doamna Antonescu, până să vorbească doamna Motuc, uite, am primit un mesaj de la organele fiscale, după care am invitat și finanțele aici. Și o să facem o discuție și cu finanțe. Există micul producător de vin, care până la 100 de mii de litri, 10 vagoane, ceea ce știu că e permis și în legislația franceză și peste tot, apropo, Ministrul Agriculturii, tu luptă cu chestia asta din 2002. Din 2002... Și ce face? Ce face? Nu mai puțin, doamna Antonescu, nu intrăm în dialog. Închideți microfonul, o să vă răspund. Deci, la ora actuală, pe actuala legislație, vă duceți și vă înregistrați ca PFA, vă duceți la vamă și vă vin și vă verifică toate astea, nu aveți nevoie de un depozit fiscal, doar că existența vinului și puteți să-l vindeți cu factură. Nu aveți nicio vorbă, persoană fizică. Asta e soluția acum, la voia asta, domnul Manol. Ne ducem și ne luăm. Deci asta nu e... Domnul deputat, domnul deputat. Deci, luați-mi și mie, domnule micropul. Dați-mi explicați-mi și vă mai dăm cuvânt. Da. În proiectul de lege a viei și vinului, pe care, repet, l-am făcut într-un colectiv lărgit, inclusiv cu reprezentanții sectorului vitivinicol, avem un capitol special, capitolul 6, gestiunea și controlul pieței vitivinicole, în care noi avem inserate doar din punctul de declarațiile din punctul de vedere al Ministerului Agriculturii, adică declarația de recoltă a strugurilor și declarația de producție a vinurilor. Și am spus că toți producătorii de vinuri care au mai mult de 0,1 hectare și obțin mai mult de 10 hectolitri trebuie să prezinte documente. De ce am făcut aceste articole de lege? Conform regulamentului european, știți că orice transport intracomunitar de vin este însoțit de așa numitele documente de însoțire, respectiv VI1, certificate de calitate, toate documentele care sunt trecute în regulament. Persoana, din punct de vedere legal, persoana fizică care vrea să dea vinul, ce documente de însoțire poate să prezinte ca să transporte acel vin, care să ateste trasabilitatea, calitățile? Noi nu putem eluda, eu vă spun la ora actuală, noi nu putem eluda legislația europeană.
Asta este explicația declarațiilor de producție și de recoltă. Referitor la clasificarea vinurilor, nu s-a exclus vinul de masă, deci nu se mai folosește sintagma vin de masă conform reglementărilor europene. Este simplu vin fără DOC și fără IG. S-a făcut o notificare la Comisia Europeană, eu particip la ședințele Comitetului de Management pe Vie Vin, și să vedem ce răspuns vom primi ca România să utilizeze pentru această categorie de fost vin de masă aceeași denumire. Adică să nu-l folosim pe etichetare vin fără DOC și fără IG. Să vedem răspunsul Comisiei Europene. Puteți să vă întreb, știi cum folosesc? Ei ce zic? Deocamdată am făcut o notificare. Nu vorbesc în altă stat, în față. De exemplu, eu vă dau un exemplu. La o altă categorie de vin care se numește conform reglementărilor vin fără DOC și fără IG cu denumire de soi, vă dați seama, parte din state membre folosesc vin varietal. Trebuie să găsim, să ne punem de comun acord toți, inclusiv sectorul, să găsim o denumire care să acopere aceste caracteristici. Doamnă, permiteți un pic, vă rog frumos, numai un pic. Da. În Franța se folosește vin de tablă, care înseamnă vin de masă. Da, da. Numai că noi, doamnă, îmi pare rău, e bun, când spun vin fără IG și fără DOC, ce înțelege consumatorul? De asta am și făcut notificarea. Poate am fost un pic mai catolici decât papa, dar de asta am făcut acea notificare și probabil că vom obține continuarea și pe viitor în nou program național a denumirii de vin de masă. Eu nu spun că nu, doar traduce în franceză înseamnă vin de masă. Referitor la referitor la problemele băuturilor fermentate liniștit, este un capitol care aparține de o altă direcție din Ministerul Agriculturii, deci în legea viei și vinului noi nu ne referim la băuturile fermentate liniștit. Dar așa cum luptați să avem legea viei și vinului în forma a treia, vă rugăm să luptați să aveți legea BFL-urilor și norme de aplicare și metodele de analiză de laborator, altele decât cele de la VSB, și să nu ne mai fure nici culoarea și nici constantele de la vin, pentru a nu se face concurență neloială. Am înțeles, voi transmite Direcției de Industrie Alimentară solicitarea dumneavoastră pe care am notat-o. Domnul președinte, pot să mai... Deci eu aș veni cu o propunere care vine și din partea agricultorii din zona de unde sunt eu, zona Dumbrăveni, mai ales că sunt și un membru a PNL-ului și de ce să nu spun asta, că pentru că o fac cu mare plăcere. Deci nu, haideți ca să vă explic. Deci țăranul, deci cum aș propune eu? Țăranul își face vin, declarație către primării, vine direcția agricolă, ea prelevă boletine de analiză, le plătește tot țăranul, apoi depozitul la angro sau procesatorul de vin, firmele mari, ar putea să vină să cumpere de la țăran, în baza unui buletin de analiză. Deci eu dacă scot prețul vinului la un preț mai mic și o să merg la domnul Costache și o să-l vin cu un preț mai mic pentru că eu lucrând de vin, oricum scot la un preț mai mic, nu? Și o să-l vând și dânsul o să fie interesant. Deci dânsul nu poate să nu-l cumpere, nu? Păi nu avem voie. Ce fac eu cu vinul? Cum îl vând? Da. Haideți să facem. Eu vreau să plătesc ceva ce statului. Doamna Antonescu, haideți să vă spun despre ce vorbim. Eu încerc și mai sunt câțiva colegi pe aici care am vorbit cu toată lumea și cu domnul Dacian Cioloș. În principiu au fost de acord că trebuie să facem ceva pentru sprijinirea unor segmente de genul ăsta, pentru că e foarte complicat și de ce am și rugat astăzi membrii comisiei și le mulțumesc că au venit. Pentru că e foarte greu să priceapă un deputat din altă zonă din România problema socială pe care o avem noi aici. Pentru că așa multă suprafață de vie la așa de mulți oameni nu există nicăieri în țara asta. Și când mă duc un proiect de sprijinire a asociațiilor vitivinicole, că să fiți clar că nu există altă soluție decât asta, chiar dacă vă e frică și când auziți de cooperative, ziceți să scuipați în sân, nu există altă posibilitate decât asta. Și când mă duc și vorbesc, se uită la mine cu ochii goi toată lumea, și străine așa și seși, pentru că nu există
cum să spun, că am încercat să depun proiectul acela al legii, al sprijinirii comasării terenurilor agricole, sprijinirea înființării de asociații. Nu au, deci au cei de la Galați o situație pe Nicorești, dar nu ating foarte mare suprafață. La Iași nu mai e suprafață multă la producătorii privați, la țărani individuali, la fermieri individuali. Mai e ceva pe Râmnic, cum să spun, atinge Râmnicul, Podgoria noastră. Și mai au într-un Buzău, într-o altă zonă și Prahova. La Gidei sunt toate rezolvate. La Monfalcoare n-a fost tradiția acolo, cultură, a fost statul care a înființat foarte multe culturi și sunt ferme mari. Nu există. Și atunci unica soluție este să asigurăm pentru asociațiile de producători. Nu au acceptat ideea, și vă spun ca să știți, vom încerca altă soluție, nu au acceptat ideea asociațiilor, ca asociațiile să primească mai mult de 50%, ci au acceptat doar ideea că să aveți puncte în plus și să fiți pe primul loc pe lista de așteptare dacă vreți să vă faceți un combinat. Adică ne-am asociat 50 din 100 de persoane și vrem să facem un combinat și ne trebuie 2 milioane de euro sau 1 milioane jumătate de euro, aveți puncte în plus și puteți beneficia de cum să spun, înaintea altora la acel combinat. Orice asociație existentă în spate, poate fi de 10 persoane, poate fi de 100 de persoane. Că vă asociați 10-5 cu 30 de hectare fiecare sau mai luați și încă 50 de inci pe lângă dumneavoastră, e altă chestiune. Am înțeles că domnul la Jariștea au început să facă o formă de asociere, chiar aș fi interesat dacă au început să lucreze cu țăranii ca să poată să apucă cu mentalitatea aceasta. Stuvurile mentalitatea la români, ce este mai bine. Trebuie să rupem pisica în două și să spunem adevărul și să nu tău trebuie. Voastră, m-am învățat eu, că nu vorbesc din cărți. Oamenii duc stuvurii la o cameră. Așa? Nu. Acolo la camera respectivă se prelucrează vinul și după aceea oricăl păia, oricăl vinde de acolo, vinul ăla intră în circulație să știe ce-i cu el. Din experiența dumneavoastră, că eu știu care este discuția și mă uit și la domnul director Costache, poate nu-i cazul dumneavoastră, poate cazul. În 92, dacă mai țineți minte, au depus oamenii stuburi la ferme și când n-au fost să-i dea bani al celor vin, au primit vin pichet înapoi. Că noi am învățat noi. Vă rog frumos, nu mă dați pe mine exemplu, că nu vii cu noi cu așa ceva. Nu, eu n-am spus că dumneavoastră. Vă rog un dreptat. Și dacă aveți pe cineva care știți, vă rog frumos da, să trimiteți la noi. Iacați reprezentantul mai lor producători. S-a întâmplat minunea asta. Întâmplându-se minunea asta, e acum reflicăți lucrăstul voi, că de fapt capacități de producție în Brancea sunt. Deci dacă le numărăm pe toate, avem capacități de producție, să ducem toți stugurii și să-i facem vin. Trebuie să găsim o soluție ca să ne controlăm unii cu alții, în așa fel încât după ce s-a produs vinul ăla, orică și-a vinul înapoi, că îi vrea, că este îmbuteliat, orică îl lasă acolo pentru valorificare, în așa fel încât să la valorificare n-ai voie. La valorificare ai voie, custodie, să-l vinzi ca profesor fizic. Ar mai fi o soluție, ascultați-mă un pic, care mi-a dat-o domnul director Hecciu, doamna. Ar trebui să-l consultați și vorbește și spune în felul următor. Planul Național de Dezvoltare Rurală Complementar. Deci să venim cu un plan complementar care să-l înregistrăm ca ajutor de stat. Și să venim în anumite zone unde suntem interesați. Dom'le, mai avem nevoie de un ajutor pentru asociațiile fermierilor pentru vaci cu lapte. Că avem încă o problemă acolo. Sau avem nevoie de un ajutor pe zona asta a viticulturii. Nu neapărat întins în timp și nu neapărat sume mari, dar ne trebuie ca să punem cât de cât lucrurile la punct. Adică să înceapă lumea să vadă că dacă se asociază pe lângă o cramă, au mai multe șanse să supraviețuiască în lumea care vine decât dacă stau să vândă stuburii la drum auto. Deci aici e toată discuția și pe care trebuie să mergem și aici trebuie să ne ajutați și dumneavoastră să veniți cu idei sau cu soluții. Că eu mai spun un lucru. Uitați, asta e Comisia de Agricultură. Dacă găsiți în legislația internațională, în legislația europeană, condiții care să poată să fie mai bune pentru dumneavoastră decât astea care sunt în actuala lege, vă spunem că le votăm bani. Adică interesul este comun, să nu credeți că suntem, am venit să vă
Niciun caz. Deci, tot ce e pe aici. Dacă nu mă. Sigur, la nivelul județului Vrancea există crame și combinate prin salat, acolo unde există bazin viticol. Deci ele deservesc normal, ar trebui să deservească acele bazine viticole. Ele sunt just calculate și există în teren la treaba asta. Numai că proprietarii acelor combinate sau acelor crame sunt unii, iar proprietarii plantacelor sunt alții. A mai apărut alt fenomen. Dau un exemplu, că marea majoritate vin Cono, că este domnul Costache aici, au avut vreo 40 de crame care au fost făcute în anii 50, de-au deservit anumite bazine viticole. Acele combinate nu mai pot fi folosite pentru că le-au părăsit, n-au avut justificare să le țină în viață. Și nu mai pot, de exemplu, vorbim de Ruginești, care au 1000 de hectare. Nu mai pot duce acolo în Ruginești. Cei de la Păunești, care la fel, au suprafață de 3000 de hectare și ei. Mobilița, la fel. Sunt și așa mai departe. Unde sunt concentrate ele? Ceea ce sunt concentrate în zona Podgorii Odobești, în zona Podgorii Cotești și cam atât. Deci restul de jumătate a județului. Deci se poate deservi să ne folosim de aceste crame cam pentru 12.000 de hectare de vie. Restul 12.000 de hectare de vie, de vie nobilă, nu au acoperire în aceste crame. Ele, ca idee, sigur că noi, din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, treaba este simplă. Nu-i treaba la Ministerul Agriculturii, eu vă spun din capul locului. Ne învârtim în jurul cozii pe legea viei și vinului și nu e o problemă aici. Și n-a fost niciodată problemă, a fost bine reglementată și bine reglementat sectorul și de la trasabilitate până la consumator. Problema este din punct de vedere fiscal, economiști și-au bătut joc de noi, inginerii, și de producători în același timp. Ne lăsându-i, de exemplu, noi am venit, cei cu cramă, eu am cramă și am și antrepozit fiscal. Am și deservesc un bazin viticolă, pentru că este o cramă luată de la IAS, care ia din 40 de 50 de ani, a deservit o anumită fermă sau două ferme de acolo, 300 de hectare. Sigur, eu pot lua în custodie și iau în custodie, dar le iau în custodie, cantități, dacă iau cantități mai mari în custodie, îmi blochează mie capacitatea de depozitare și nu mai am la anul unde să-mi depozitez propria mea producție. Deoarece vinul care îl produc eu, ca inginer, ca specialist, în propria mea cramă a cetățenilor, chiar dacă sunt în comună, în localitatea aceea, nu pot să-l cumpăr eu ca antrepozit, să-l îmbuteresc, să-l conținut, să-l îmbuteresc și să-l dau pe piață și statul să-și recupereze prin societatea mea, TVA-ul și așa mai departe, deoarece codul fiscal spune că ăsta trebuie să-și bea 10 vagoane de vin. Nu cred că este o lege dreaptă chestia asta. Dacă s-ar conveni ca în codul fiscal să dispară această anomalie și statul să permită custodia, oamenii să fie încurajați, să aducă în custodie, în prelucrare, la noi, care suntem ingineri, avem laboratoare, avem capacități de depozitare. Ne putem dezvolta în asociație, numai așa se poate face o asociație, între viticultură și o cramă deja existentă. Mai modernă, mai puțin modernă, ea va fi modernizată din profiturile care se vor realiza. Dar dacă ei nu sunt încurajați, nu sunt lăsați să-și vândă producția asta, se spune, domnule, că nu mai e valabil portelul de achiziție. Este o anomalie asta. De la Luca Paciolo din 1646 este prostie contabilitatea să o dai peste cap. Nu există activitate economică și ăla care face pantofi, de ce are voie să vândă pantofi? Noi care facem vin și avem trasabilitate, avem toate declarațiile făcute. Mai mult, cei care sunt în custodie la mine, cam eu vorbesc de mine că vorbesc ca circuit al documentului, să înțelegeți. În afară declarații de producție, declarații de reclamă. Domnul Manole, dacă dați voi, haideți ca să un pic. Deci nu are nimeni voie să țină 10 vagoane de vin pentru consum propriu. Cred că interpretați greșit legea. Deci el are voie pentru consumul propriu până la, nu știu cât, 1000 de litri, cât e dat. Și fac ca la lege. Ascultați-mă ce vă spun. Restul de 10 vagoane, dacă vrea să-l comercializeze, deci îi dă voie statul. E singura chestiune care a trebuit să... Nu. De la ce a plecat? În Franța, are un om vechi castel și produce vin după metode tradiționale. Și ăla n-are mai mult de 10 vagoane acolo, capacitatea de depozitare. La nu mai trebuie să-și facă antrepozii cu gar, cu sâmă, cu câini și ce mai fi la antrepozitul ăla acolo. Ăla vine și îl verifică inspectorul de la finanțe sau de la damă,
îi vede că are capacitate de poestare 10 vagoane de vin, se uită pe declarațiile lui de dacă are stupuri în proprietate, are vin în proprietate, se asigure cantitatea aia de vin, că doar știe cât îi trebuie, dacă nu, bordereul de achiziție sau cine mai vine să mai facă vinul la el și spune gata, asta e vinul tău și mai controlează o dată după ce se termină cules, eventual. Dar la tot societatea este. Deci, din punctul ăsta de vedere, fiscul, asta, dar eu vă spun că știu despre ceva. Cum se lucrează în Franța? Dacă tot ați deschis discuția. Sunt combinatele mari de 2000 de vagoane, care sunt cooperative sau asociații mari de producție în domeniul viticulturii. Sigur, au 600 de hectare, 1000 de hectare și acolo în combinatele acelea, că am fost în combinate. Vinul nu este un vin care să ne dea pe spate, pe noi români și pe noi enologii români. Unde sunt vinurile bune la ei, care într-adevăr, jos pălăria cu ele de valoare la tămâiasă românească, sunt la casele de vinuri. Cel care are 15.000 de sticle în dotare, 9.000 de sticle, cel mai mare casă de vinuri, am înțeles că este de 35.000 de sticle. Restul sunt aici, între 9.000 și 15.000 de sticle. Oamenii ăștia trăiesc din cele 15.000 de sticle valorificate și vânute, deci pot recupera cheltuielile ca să-și rea ciclul de producție, lucrează numai cu familia lui acolo și dacă mai folosește un iugoslav sau un român pe acolo, eu știu, la tăiat la vie și la alte lucruri. Ei, cam aici ar trebui să ajungem și noi cu micii producători la treaba asta. Cei care vor să vină către antrepostele astea noastre, că la nivel de Românie sunt în domeniul viticulturii 360 de antreposte. Dacă pe lângă cele 360 de antreposte s-ar da voie ca oamenii ăștia să vină cu vinul în custodie în vederea preluării de către antrepozite pe borderul de achiziție și introducerea în circuitul economic al acestor cantități mari de vinuri de la persoanele fizice, ar fi o treabă rezolvată. Și restul care mai sunt mărunței și vor să-și facă vinuri super, super excepționale în casele de vinuri, trebuie să apară și casele de vinuri românești. Deja au apărut branduri care își mențin lucrul ăsta. Ca să fim practici. Ăsta e rolul meu. Deci rolul meu, ca fiind atâția ani în Comisia Bugeti Finanțe, când spune cineva o chestie interesantă, să o iau. Puneți-o pe obiectivă, frumos, că asta e o chestie care mi-a intrat discutat cu cei doar finanțe. Da, și mi-au dat după aceea. Factorul social, domnul Daian, în primul rând, ați ministru, știți foarte bine ce înseamnă viticultura pentru Vrancea. Explicați-mi și celorlalți parlamentari, pentru că nu au de mult să știe fenomenul ăsta social. Marea majoritate a suprafețelor de vin este a celor care nu pot vinde vinul, nu a celor care îl produc. Luați factorul social și atunci dumneavoastră să înțelegeți perfect. Mulțumesc. Da, dacă mai sunt vreo de poziție. Eu vreau să fac o completare ca o propunere la ceea ce s-a prezentat. Noi trebuie să discutăm și deschis în sensul că combinatele sau cramele care sunt la ora actuală în Franța, fiecare și-a luat măsuri în sensul să aibă și vie. Da. Și sunt astfel dimensionate în funcția de via pe care o au în proprietate sau în amendă. Și cel care se respectă și vrea să facă vinul premium și super premium, trebuie neapărat să aibă via lui. Din toate considerente, pentru faptul că atât ca lucrări, strugul să fie sănătos și ca cu tehnologia, cu enologie, să poți să obții vinul care ți-l dorești. Părerea mea pentru Vrancea, cel puțin sigur se poate aplica, este ceea ce s-a făcut în Spania. Adică în Spania este zona care o știm cu toții, care sunt suprafețe mai mari de vie. Bine, că s-au unit. La început nu s-au unit, doar au făcut o mică asociație în care, să spunem că au avut 300-400 de hectare. Statul spaniol a venit cu propunerea către Uniunea Europeană, s-au dat fonduri prin care s-au făcut crame corelate cu aceste suprafețe de vin. Adică s-au ajuns în timp, deci ele au evoluat, că sunt la ora actuală și de către 10.000 de vagoane de vin, adică dimensiuni mari. Eu am fost în zona aceea și l-am vizitat pe majoritatea. Și atunci, părerea mea, și s-a început de la cele mici. Soluția la noi în Franța, unde sunt în jur de 43.000 de producători, este și partea asta către, să spunem ca o măsură rapidă, în sensul că, într-adevăr, noi, ca antreposte fiscale, n-avem voie să cumpărăm de la producător, legea nu ne dă voie, codul fiscal.
Dar părerea mea, ca o măsură imediată a fi aceasta, să permită acest lucru, pentru că sunt într-adevăr societăți care au nevoie de vin în anumite situații și care putea cumpăra vinul de la acești producători care nu au întrepozite sau PFA. Și doi, părerea mea că aici dumneavoastră cu ministerul putem în viitor să gândim o formă din aceasta în care la o anumită suprafață, anumite fonduri, că știți că s-au dat fonduri în anumite direcții în care a fost și 100%. Ba da, la sfârșit, nu mă refer la Sampa. Deci, noi în Vrancea, mă scuzați, facem un pic. Noi în Vrancea avem un exemplu. Acea cooperativă de la Odobești, dacă mai țineți minte. S-au judecat întâi că au fost banii toți dați, s-au judecat întâi până au rămas doar 7 din 50. Eu spun doar atât. Și în Franța, și în Spania s-a făcut, dar s-a făcut cum? Au pus banii câte 10.000 de euro fermieri în funcție de numărul de hectare și așa mai departe și au avut același program cum îl avem noi. Adică, cât face ferma aia? 2 milioane jumate, 1.250.000 îți dă una europeană, 50% trebuie să aduci tu, că aduci din credite, că aduci din asta și așa mai departe. Cum ați făcut și noastră modernizări. Corect, dar să știți, eu cer scuze un pic, da, am discutat cu cei de care, la care au pornit. Inițial, când s-a pornit cu acest program, să știți că au fost ajutați. Mai târziu, când și-au mai făcut dotări și așa mai departe, au venit prin sistemul cu 50-50, când deja ei aveau, deja primeau o parte din bani. Pentru că, dacă suntem sincer, nu există posibilități materiale la micii producători la ora actuală să pună o sumă mare de bani. Dar este o soluție prin care, părerea mea, dacă s-ar găsi, și nu știu, părerea mea, dacă se prezintă un proiect spre Uniunea Europeană, eu părerea mea că nu ar spune nu. În sensul pentru că ar fi un început și atunci într-adevăr s-ar și uni, pentru că dacă spune la o 1000 de hectare, de exemplu, de vie, se poate face o gramă de 100 de vagoane, într-adevăr respectiv se dezvoltă și pot să-și omărească și așa mai departe. Este o soluție, pentru că vă spun, majoritatea, din ce știu eu, majoritatea din cei care și-au făcut crame în Franța, și sunt destul de multe, și le-au corelat cu anumite suprafețe de vii pe care le lucrează și care își fac strugurii proprii. Înțeles că domnul Cotea și-a făcut o asociație, nu? Greșesc? Nu greșit, dar e rămasă din ceea ce a fost. Deci din asociația a rămas, a făcut federație. Nu, am înțeles că s-a făcut asociații pe lângă crama dumneavoastră, de aia ziceam. Ceva mai nou mi-a spus Jean Joi. Suntem intenționați, așteptăm să vină. Să întâmplă, domnul Manole, dacă asociația poate își vinde din struguri și și-a acel 10% din total vânzare, poate să vină după aceea să facă investiții în cadrul unui proiect de extindere al dumneavoastră pe fonduri europene. În asta, de exemplu, ca dealer al acelei asociații, spune, veniți toți acționari lângă mine, voi vindeți producția, cu banii care ne dăm în europeană, introducem și finanțăm proiectul european și uite, ne extindem de la 200 de vagoane, cât aveți acum, să spunem cât aveți, 100, 200. 100 de vagoane. 100 de vagoane, ducem la 200 de vagoane, ca să poți să vă țin și vinul vostru, da. Sigur, domnul, faptul că sunt 14.000 de producători în federația noastră, ei sunt mulți. Ei trebuie să rupți pe bazine viticole și capacitatea asta de preluare și de producție trebuie făcute pe zonele respective, că omul să nu ducă pe distanțe mari. Să nu. Deci trebuie făcute 3-4 asociații de astfel cadrul, ca să poată funcționa și să fie benefică celor care au și dețin viță de vie. Dacă mai sunt, da, domnul deputat. Mulțumim, domnule președinte. Sunt Vasile Mocanu, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Sunt deputat de Iași, colegiu numărul 4 Târgu Frumos. Am un colegiu meu, Comuna Codnari, care cred că pentru toată lumea spune ceva. Am auzit aici lucruri deosebite. Problema județului Vrancea nu este alta decât a producătorilor individuali. Cei constituiți în alte forme sunt rezolvați, cum spunea domnul director de acolo. Eu spun așa, că dumneavoastră aveți mari posibilități să vă constituiți în anumite forme asociative care vă dă dreptul la vânzări, la comercializări. Nu știu. Nu știu ce să vă spun acum. Puteți să vă constituiți în cooperative agricole de producții,
să vă constituiți în alte forme de sprijin. Nu mai știu. Dar dumneavoastră trebuie să găsiți forma care vă ajută pe dumneavoastră. Că noi suntem veniți aici să rezolvăm această problemă. Și nu plecăm de aici până când nu dăm o rezolvare. Că dacă am venit, am venit degeaba, înseamnă. Eu așa consider că este normal ca noi cu toții să punem capul la contribuție și să gândim în așa fel încât acești oameni să fie foarte bine și corect ajutați. Legal. Ceea ce nu v-am spus, că conducerea unității de la Condar agrează forma care este dată în avizare cu rugămintea ca să se respecte absolut toate formele din această lege și mai cu seamă fraudele care pot exista în această condiție. Vă mulțumesc mult! Domnul Daia. Ca o să-mi ordonez cât voi putea în minte multele probleme pe care noastră le-ați ridicat aici. În primul rând aș vrea să felicit pe organizator pentru că a creat acest desant la Franța. Franța care pentru România ar fi echivalentul pentru Spania La Rioja. Cei care au fost și s-au inspirat din seva cunoașterii din alte părți a unor state și a unor țări cu tradiția lor. Vreau să salut prezența tuturor din sală, a agricultorilor, a oamenilor pe care îi cunosc o bună parte dintre dumnealor și pe cei care nu sunt în sală și să-i felicit pentru demersul practic după 1989 ca viticultura în România să devină o carte de vizită pentru țară. Cu mulți ani în urmă, atunci când coordonam activitatea în minister, mi-a fost imposibil să găsesc în altă parte vreo sticlă cu vin românesc. Astăzi, România este peste tot și oriunde. Bravo dumneavoastră celor care de aici, bravo specialiștilor care au pilotat cu mintea și cu interesul acest domeniu, sincere felicitări pentru cei care au coordonat activitatea la Ministerul Agriculturii și mă gândeam aici să-l văd pe inginerul Dicu, un specialist pe care îl cunosc și care s-a valorificat de-a lungul vremii și care trebuie să fie în echipajul de decizie tehnică la nivelul Ministerului Agriculturii, pentru că mai spuneam uneori că, din nefericire, respectul pentru trecut este înlocuit cu finețea obrazului gros pentru viitor. Lucru pe care nu trebuie să-l interpretăm decât în modul clar și sincer pentru cei care s-au așezat în acest domeniu cu dragostea și înțelegerea pentru fenomen. Mulțumesc pentru găzduire. Domnului prefect, domnului vicepreședinte și vă rugăm să transmiteți salutul de respect domnului președinte al Consiliului Județean pentru modul în care ne-ați primit și ne-ați găzduit aici. Acum să intrăm la zona practică a lucrurilor. Prima chestiune. Când am pornit de la București, în instruirea noastră în domeniul acesta al informației, în pregătirea acestei ședințe, ne-am pus câteva întrebări. Prima întrebare. De ce la Franța? Pentru două motive. Și aici îl felicit pe președintele comisiei, că este de aici și că știe bine zona. Dar că aici sunt multe probleme și sunt foarte mulți practicieni și foarte multe probleme. A doua întrebare. Ce discutăm? Și aici
am venit cu bagajul explicațiu. Este un proiect de act normativ pe fluxul cunoscut de autorizare juridică, se legând aici trecerea prin sertarele de avizare și ajungerea în Parlament. Și de aici interesul multiplicat pe care l-am socotit în dispozitiv de lucru să vină reprezentanții ministerului. Și au venit. Dar iată că practic, și aici despic lucrurile, nu suntem în formulă completă ca să luăm o decizie. Pentru că problemele de aici se despică în două foarte clar. Problemele de producție, problemele clare ale viticulturii sunt rezolvate prin legea finanțelor. Problemele celelalte de depozite, de presiuni, de înțelegere, sunt în codul fiscal. Iar aici mă văd într-un fel regăsit cu unele scăpări pe care în mintea mea niciodată n-au fost lăsate la locul interpretării, dar din nefericire n-am putut să le transmit și altora, pentru că foarte multe, ca președinte al Comisiei din Senat în mandatul trecut, am stăruit asupra codului fiscal la denumiri. Și bine a spus-o aici colegul Manoș. Am asimilat acolo și depozitele acestea care le spune, cu dimensiunea lor, de când și așa mai departe. De aceea, domnule președinte, v-aș sugera, pentru că suntem în acest tipar al comisiei, să ne mai întâlnim o dată la acolo unde noi putem și nu la Vrancea, deci la Parlament, cu Ministerul Finanțelor, cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Și noi să fim cei care le explicăm în cuvinte multe sau puține și n-are importanță, și aici aș vrea să mai și vorbiți dacă mai simțiți nevoie. Că aici nu am venit cu timp. Este festivalul vinului și vă rog să primiți felicitările și succesul. Dar n-am venit la festival. La Vrancea. Am venit să ne desfășurăm un crâmpit de activitate într-un loc unde nevoie o cer. Motiv pentru care v-aș ruga în continuare și cu permisiunea domnului președinte care conduce această ședință să mai interveniți dacă nevoie o cere. N-avem cronometru la comisie. Avem interes pentru domeniu. Și v-aș sugera să ne întâlnim și să ne ducem cu explicațiile necesare, cu rugăminte, foarte clar. Pentru cei care astăzi ați vorbit și aveți un grad de reprezentativitate ridicat, sunteți în fața unor structuri create prin voința oamenilor. Federați, reprezentați, iată, domnul Manole, peste 15.000 de producători. Enorm! Enorm! Păi dacă aș fi conducător la 15.000 de oameni, vă dați seama că nici vânturile astea n-ar putea să stea în fața noastră. Având în vedere forța numerică și gradul de interes multiplicat la nivelul acestui județ. Și v-aș ruga să ne transmiteți spre, și putem să o luăm repede, zic, concret în tiparul legii unde putem să intervenim și care este punctul dumneavoastră de vedere. Problematic. Dimensiunea de înțelegere. Gradul de preocupare există. Și atunci, ca să punem pe planul practic, creionul modificării, să introducem în actul normativ propunerea respectivă, în așa fel încât să găsim înțelegerea cuvenită și modul de lucru practic la nivelul comisiei atunci când vom avea o discuție cu cei de la finanțe. Stimați colegi, sunt măsuri imediate de tranziție pe care le putem lua și sunt măsuri care trebuie plămădite.
pentru viitor. Aceste măsuri de tranziție înseamnă să rezolvăm cazurile acestea numeroase, presante, iar tânărul acela cu 6 și cu nume predestinat are 6 hectare. Păi ce? Era cât pe acest să-mi dau drumul, dar sunt atent să-mi muși limba uneori, pentru că e legată de creier. Cum, ce sprijin să-i dau tânărului de 20 și ceva de ani sau cât are, când din capul locului el mă întreabă pe mine unde duc vinul? Păi pun capul în pământ, stimate coleg, și ies afară. N-am alt răspuns de bun simț. De când pus să pun barba în piept. Când pe produsul dumitar de 6 hectare nu-și găsește soluția, și este o regulă și trebuie să o rezolvăm. Apropo de ce spunea domnul Mocanu aici și domnul președinte Nini Săpunaru, să găsim rapid soluția, amendamentul, să neutralizăm această nevoie. Cu cei care sunt acum la comanda administrativă a unor ministere, care înseamnă răspundere și în același timp grad de implicare serios în rezolvarea oamenilor. Pentru că noi, aminte, vom fi purtătorii unor dorințe în periplu acesta teritorial, prin țara iscolită de nevoi sau răscolită de nevoi. Și căutăm rezolvarea aceasta rapid. Dar a doua problemă de viitor este aceea dumneavoastră de a vă organiza. Aici este secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, domnul Șoneriu. Le-aș transmite ca rugăminte, ca un semnal de respect pentru instituția în care am lucrat și din respect pentru cei care sunt și care vor veni la Ministerul Agriculturii, să prindă acest moment extrem de important cu nevoia de formarea unor măsuri pentru viitor. Noi am brodat țara cu fel de fel de dorințe și construcții. Din nefericire ne-a scăpat la un moment dat să dirijăm aceste construcții. Și le dirijăm prin măsuri pe care le putem lua apropo de a face centre de beneficiație. Și să găsim prin măsurile, prin elementele pe care noi le concretizăm ca măsură, posibilitatea ca acolo unde sunt 15.000, să dau ca o idee. Dar în Planul Național de Dezvoltare Rurală, spune-mi, îmi trebuie în Vrancea următoarele construcții. În Arad îmi trebuie următoarele centre de nu de valorificare sau de valorificare a vinului, ce poate, a laptelui acolo. Și această zonare pe care am solicitat-o și le-am spus-o și la comisie și vă fac și dumneavoastră, o fac publică și astăzi, înseamnă în fond și la urma urmei ancorarea în realitate 2014-2020. Și cu asta vreau să închei pentru a spune că este pentru prima dată și șansa istorică a României. Niciodată agricultura țării românești n-a avut un orizont financiar de 7 ani ca acum. Îl știm. Știm banii care avem până în 2020. Îi cunoaște pe cele două piloane. Plățile directe și PNDR-ul. Îl știm, este pentru prima dată. Ei, trebuie să ne hotărâm în ce facem cu acești bani. Că s-ar putea să facem 14 măsuri sau 12. Sau poate spunem, facem una și până în 2020 rezolvăm sectorul acesta și o luăm din 2020 încolo, vedem altceva. Aceasta este doar ca rugăminte de viziune pentru cei din Ministerul Agriculturii care lucrează și am folosit acest prilej pentru că mi-a dat posibilitatea celei care problemele ridicate de noastră să segmentez în imaginația lor această problemă extrem de importantă de la Vrancea. Stimați colegi, în viticultură, ca de alminte în toate sectoarele de activitate, există foarte mulți specialiști, foarte mult patos, foarte multă cunoștință.
vreau să-l felicit și să-i dau răspunsul cuvenit dacă onoarea îmi îngăduie și la pretențiile domniei sale, domnul director, șeful de la Viticon, care a făcut lucruri extraordinare și care a făcut lucruri extraordinare în domeniu, fiind unul dintre specialiștii de forță, ca și domnul Mocanu și nu numai. Stimați colegi, Melinti este aici, sunt oameni care este domnul președinte acolo, sunteți toți la oaltă în județ și sunteți toți legați de sector și nu numai de sector. Nu o să rezolvăm problemele județului și nici ale României dacă nu ne punem de acord, indiferent unde ne aflăm, și să ne punem la masa construcției concrete în fiecare domeniu de activitate. Aici, la Vrancea, aveți via. O rezolvăm prin acte normative, dar gândiți-vă la ce puteți face dumneavoastră din punct de vedere structural și din punct de vedere al etajului de înțelegere în care vă aflați, că sunteți destul de sus și chiar foarte sus pentru domeniul în care dumneavoastră lucrați. M-am simțit extrem de confortabil că am venit aici și extrem de liniștit când am putut întrezări în sală participarea aceasta de diverse vârste, dar extrem de îngrijorat vis-a-vis de situația în care vă aflați cu sectorul acesta, cu nevoile celor 15-20.000 de cultivatori pe care îi aveți. În ce mă privește, stimați colegi, îngăduiți-mi să vă asigur de atitudinea corectă pe care îndrăznesc să o exprim aici și să mă atașez gândurilor noastre pentru a rezolva o problemă, spun, temporară, pentru că sunt chinci din reglementări europene care ne duc într-un carusel de discuții care nu poate avea finalitate. Și pentru a nu intra în acest vârtej și să căutăm mereu cucuiul dat de vreun perete în care ne-am trezit, să ne gândim pentru viitor, pentru aceste sectori, pentru acest sector, iar centrele acestea de vinificație pe care dumneavoastră le știți și aveți experiență, este o soluție pentru viitor, pentru Vrancea. Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să mă ascultați.